Între personalitățile Marii Uniri și personalitățile care au contribuit la tot ceea ce a însemnat construcția statului român modern, statului român interbelic, se numără în mod cât se poate de clar și de strălucitor, aș putea spune, și cel care a fost Nicolae Titulescu. Uh, un titan și nu doar al diplomației românești, ci și al diplomației europene și chiar internaționale. Este, este omul care a dominat uh, tot ceea ce a însemnat politica externă a României în uh, perioada interbelică, aproape timp de aproape două două decenii, cum cum o spunea și el. Uh, un om cu o deschidere extraordinară cu contacte în toate sfările uh, importante din politica internațională. Nicolae Titulescu declara chiar către uh, sfârșitul vieții că, deși a văzut lumea în lung și în lat, uh, deși a văzut pe toți uh, străinii la ei acasă, uh, spunea că lumea nu contează dacă în ea nu-și găsește un loc un loc important și uh, țara sa. Un diplomat patriot a fost uh, catalogat adesea, un diplomat abil, un foarte bun orator, un uh, avocat strălucit, un jurist uh, profund uh, sigur de-a lungul vremei uh, Titulescu a fost etichetat în fel și chip. Născut la Craiova, în familia Titulescu, Școlit acolo până la studiile liceale, el și-a continuat studiile universitare la Paris, unde a obținut și o diplomă de drept și un doctorat. Teza sa de doctorat a fost premiată în capitala Franței la acel moment cu un premiu recunoscut de comunitatea juriștilor de acolo. Titulescu s-a dovedit a fi un foarte foarte bun cunoscător în problemele acestea legate de tot felul de litigi juridice în privința familiei, în dreptului familiei. După revenirea în țară, este profesor la Universitatea din Iași, la profesor la Facultatea de Drept a Universității din Iași pentru pentru scurtă vreme în 1905 până în 1907, după care se revine la, ajunge la București, unde își cunoaște și uh, viitoarea soție, uh, Caterina Burcă. Aici, uh, în 1909, uh, intră în politică, în politică mare, alături de uh, Tache Iunescu, uh, care îl recunoaște ca uh, un uh, om politic cu un potențial deosebit. Este cel care, în momentul primei lui, primului său discurs din Parlamentul României, este aplaudat la scenă deschisă, dacă se poate spune așa, unescu considerându-l și apreciindu-l în plenul Camerei Deputaților ca fiind unul dintre cele mai importante talente în această sferă a oratoriei publice. Își continuă cariera politică în Partidul Conservator Democrat, partidul condus de Tache Ionescu, care a fost și mentor politic pentru o foarte, foarte bună uh, perioadă de timp. Apoi ajunge Ministrul de Finanțe exact în perioada foarte dificilă a anilor 1917, uh, când România a uh, intrat în primul război mondial. Rămăsese datorită războiului la aproape o jumătate din teritoriu. În, este cel care, sub care, ca ministrul al finanțelor, se decide uh, transportarea unei uh, bune părți din tezaurul României la uh, Moscova. Uh, dura, uh, mandatul său de ministrul de finanțe durează puțin în uh, guvernul Brătianu, pentru că va fi uh, ulterior. Trimis la Paris, acolo unde, alături de uh, alte figuri importante ale diplomației ale, și ale culturii românești, va milita pentru cauza românească. În 1919-1920 uh, este cel care a fost uh, trimis și împuternicit de partea română să semneze uh, tratatele de pace de la, de la Versailles. Uh, și ca semnatar al acestor, acestor tratate a fost toată viața lui cât a armat în următoarele două decenii. A fost un apărător al drepturilor legitime ale românilor în tot ceea ce a semnat unitatea și uh, prestigiul, poziția României mari pe scena internațională interbelică. A deținut mai multe posturi în diplomație, ca ambasador la Londra în anii 20. După care, începând cu 1927, va fi numit ministru de Externe al României pentru aproape un deceniu, până în 1936. Reprezentant, reprezentant în calitatea sa de reprezentant al României la Societatea Națiunilor a făcut uh, o, o figură extraordinară acolo, susținând tot ceea ce a însemnat uh, principiul securității colective, el fiind chiar unul din artizanii a uh, acestui principiu, a luptat pentru păstrarea statu, VOului după primul război mondial, în sensul că uh, uh, prevederile tratatului, tratatelor de pace de la Paris Trebuiau respectate în litera și spiritul lor, astfel ca noile state formate pe teritoriile uh, imperiilor destrămate după 1918 să-și păstreze atât granițele cât și uh, identitatea lor statală. Nicolae Titulescu a fost un uh, uh, consecvent luptător pentru drepturile acestor națiuni noi, apărute pe harta Europei și care trebuiau să aibă drepturi egale cu ale statelor vechi și puternice din, din Europa Occidentală. A militat pentru egalitate în relațiile internaționale și pentru păstrarea suveranității naționale. Desigur, a avut prieteni, foarte mulți prieteni, dar și inamici, iar acești inamici s-au dovedit a fi cei care în lumea diplomatică reprezentau interesele puterilor revizioniste, revanșarde după 1927 28 și în deosebit la începutul anului 30, când nici reprezentanții Germaniei hitleriste și nici cei care reprezentau Italia lui Mussolini nu l-au agrea, nu l-au susținut, Uh, Mussolini, dictatorul italian, l-a invitat la un moment dat, la începutul anului 30, la o discuție la Roma. A fost uh, o întrevedere în care cei doi au căzut de acord că nu sunt de acord, uh, întrebându-l uh, pe diplomatul român Mussolini, dacă, Mussolini întrebându-l pe Titulescu dacă uh, mica înțelegere, alianța din care făcea parte România, Ceoslovacia și Iugoslavia, ar avea obiecții privitor la acțiunea Italiei din Africa. Titulescu i-a amintit parabola cu pretorul roman, care încercând să deșifreze un papirus, a aprins o torță, apoi alta și alta, până când a reușit să dea foc întregii case. Era, desigur, o aluzie la faptul că Mussolini, prin acțiunea sa, nu face decât să dea foc Europei întregi, prin abolirea prevederilor din Tratatele de Pace de la Versailles. Sigur, această pildă a înțelepciunii nu a fost apreciată nici de Mussolini, nici de către alții diplomații ai vremii care se situau în tabăra revizionistă și Titulescu ca atare și-a adjudecat cu ghilimele de rigoare o seamă de inamici. Este uh, cel care a fost apreciat în politica internă, din nefericire venirea lui Carol al doilea la putere, uh, i-a adus un alt uh, neprieten uh, și cu prima ocazie, când uh, Carol al doilea a sesizat momentul oportun pentru a-l înlătura din poziția de ministru de externe, regele nu a ezitat să o facă. La finalul lui august 1936, are loc o uh, remaniere de guvern uh, în care singurul remaniat a fost doar ministrul de externe de la acel moment, respectiv Nicolae Titulescu. înlătura peste noapte, uh, Nicolae Titulescu s-a văzut în, uh, în ipostaza de a nu mai putea semna o înțelegere îndelung tratată cu ministrul de externe al Uniunii Sovietice, mă refer aici la Litvinov o înțelegere negociată ani buni și în care și cu ajutorul cărei, căreia puteau fi recunoscute granițele răsăritene ale uh, României Mare. Desigur, rolul lui Titulescu după 1936, uh, nedorit în țară, a fost doar acela de simplu uh, sfătuitor pentru o seamă și de uh, om influent pentru o seamă de diplomați din lumea occidentală. Uh, în țară nu a fost dorit și s-a recomandat să nu revină, datorită, să spunem așa, neprietenilor pe care i avea și aici în interiorul țării. A murit în exil în 1941, după încă 2 ani de activitate fulminantă pentru drepturile românești, pentru pace în Europa și împotriva acestor țări care își adjudecaseră poziția de de revanșă, care doreau să revizuiască granițele stabilite după, cel de -al doilea, după primul război mondial. Un apărător al drepturilor României, într-un context tulbure, să nu uităm că de numele lui Titulescu se leagă activitatea și inițiativa în cele două alianțe importante ale timpului și ale locului. Mă refer aici la Mica Înțelegere și la Înțelegerea Balcanică. Un sistem de alianțe menit și proiectat să apere hotarele României mari, dar care, din păcate, s-a prăbușit în momentul de debut al celui de-al doilea război mondial, ca un castel din cărți de, de joc. Personalitatea sa este peste timp o, un model, un reper, atât pentru diplomația română de ieri și de astăzi, și foarte interesant că, inclusiv regimul comunist din România, chiar din perioada lui Gheorghe deja înțeles, să recupereze uh, cât de cât această mare personalitate a diplomației uh, noastre interbelice. Titulescu a rămas un model de uh, patriot, de diplomat și chiar de, de jurist. Un orator extraordinar care a luptat pentru cauza românească. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Românii de pretutindeni.